o victorie specială în seara aceasta, o victorie care s-a conturat cumva spre final cu certitudine, da, cu acest gol al doilea al lui Ronaldo de Aconu, da? Cum a fost seara asta? Cum a fost victoria? Da, o victorie muncită, am jucat cu inima toți și ne bucurăm că a reușit să luăm cele 3 puncte, era nevoie să ieșim de acolo. Ați simțit că la un moment dat Steaua a pus presiune, FCSB a pus presiune foarte mare, da? Ați simțit că erau momente în care echipa risca să nu mai facă față în fața acestor valuri ale celor de la FCSB? Știam că vor urma să pună presiune pe noi, tocmai de aia ne-am așteptat și am închis foarte bine cu larile defensiv, au câteva centrări, dar consider că ne-am apărat foarte bine. A fost un meci special pentru tine? Da, pentru că normal, au o contribuție foarte mare asupra carierei mele și atunci a fost special, dar am intrat pe teren și am uitat de aceste sentimente și mă bucur că am reușit să ne ajut echipa cu un pas de gol. Crezi că vei mai îmbăca vreodată tricoul lui FCSB? Ai în minte o reîntoarcere acolo, poate pentru o nouă șansă? Nu știu, acum să mă gândesc, sunt aici 100%, încerc să-mi fac treaba și viitorul nu merge în rezervă. Hermannstadt, de echipă de play-off sezonul ăsta? Nu prea îmi place să vorbesc la început, luăm oștine și vom vedea la final. Care crezi că au fost secretele acestei seri, da? De unde crezi că s-a născut această victorie împotriva lui FCSB? Am jucat cu inima, consider că ne-am dormit toți, am adăgat tot ce ne-a dat, tot ce în apărare, am respectat indicațiile lui Mister și pe un fond de poate și oboseala lor pe Europa, am reușit să dăm lovitură. Descrie-mi puțin atmosfera din vestiar după partidă, te rog. Foarte bună, vă dați seama. Știți, dar ne-a atenționat Mister și așa este, dacă nu câștigam la Focșani și nu bat de Miași, este degeaba această lucrare. E în regulă, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu.